consumatorii de droguri din Reghin vor fi urmăriți și de polițiștii locali. Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu Mureș dezvoltă un parteneriat cu administrația locală în scopul prevenirii și combaterii consumului de substanțe stupefiante. Colaborarea dintre reprezentanții centrului și Serviciul Reghinean de Poliție Locală a început în 2014, însă din acest an vor exista și cursuri de instruire la care vor lua parte polițiștii. Vestea a fost dată de șeful Centrului Regional Antidrog la ședința de bilanț a Poliției Locale din Reghin. Așa cum bine știți și dumneavoastră, drogurile distrug vieți și comunități. Subminează dezvoltarea umană și generează criminalitate. Pentru a putea interveni și a menține fenomenul în niște limite acceptabile pentru comunitate, este nevoie de un parteneriat real. Un parteneriat real între instituții publice, între societatea civilă cu implicarea comunităților. Aceasta și-a pus bazele în anul 2014 la nivelul celor două instituții, Poliția Locală și Centrul Regional Târgu Mureș. Pentru anul 2015 am dus discuțiile la o formare de bază a polițiștilor de la nivelul Poliției Locale cu privire la droguri. Cunoașterea drogurilor, modul de a interveni, modul de a referi persoanele care sunt consumatoare către serviciile de asistență sau serviciile județene. În proiectul nostru și în strategia noastră județeană de luptă împotriva prevenirii și consumului de droguri la nivel județean, autoritățile locale, ca și noi de altfel, avem obligații și în același timp ne asumăm și o luptă proactivă, ca să spun așa, alături de dumneavoastră, cei care veniți în contact direct cu comunitatea, cu cetățenii, cu elevii din școli și licee. În acest an intenționăm și am și demarat negocierile pentru încheierea unui protocol și un curs de formare din partea specialiștilor noștri pentru a cunoaște și a aprofunda problematica drogurilor în municipiul Reghin și, de ce nu, în județul Mureș. Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al județului Mureș s-a înființat în aprilie 2002. Activitatea sa are o componentă de prevenire și una de asistență integrată în cazurile de dependență.